Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Audiențe în direct. În această perioadă, foarte mulți tineri se gândesc încotro să se orienteze după absolvirea liceului. S-a terminat bacalaureatul, a început înscrierea la facultăți, în multe locuri examenele se află încă în curs de desfășurare, iar cei care doresc să rămână acasă, dar să participe totuși la învățământul universitar, acum au și aici posibilitatea. Oferta este destul de bogată, toți cei care doresc au unde să se înscrie și, în afară de faptul că au posibilitatea să rămână acasă și să facă aici o școală, mai pot și lucra, mai pot ajuta părinții la întreținerea lor proprie la facultate. Alături de noi este în studio conferențiar universitar dr. Olimpia Neagu, director de cercetări în cadrul Universității Vasile Goldiș. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră și că pot adresa un mesaj tinerilor sătmăreni, liceenilor, celor care au absolvit în acest an liceul și au luat bacalaureatul sau nu l-au luat, pentru a le adresa o încurajare și anume aceea că pot să urmeze studii universitare acasă, acasă la ei, alături de prieteni, de părinți, și anume la universitatea noastră, pe care noi o numim Universitatea de Acasă. Universitatea de Acasă, pentru că deja până și licența se poate da la satul mare, ceea ce este o performanță a universității. S-a terminat sesiunea, s-a terminat examenul de licență, sunteți frânți de oboseală, merită asta pentru cadrele didactice? Merită, pentru că satisfacția este foarte, foarte mare. Studenții noștri au obținut rezultate foarte bune, bune și foarte bune la licență. De asemenea, este de menționat faptul că în acest an conducerea universității a avut încredere și a organizat sesiunile de licență la mai multe specializări la filiale, deci la filiala Satu Mare și de asemenea și la filiala din Baia Mare. Astfel, la sfârșitul lunii iunie am avut licența pentru specializarea învățământul primar și preșcolar, iar zilele trecute am finalizat examenul de licență pentru specializările economice, contabilitate și marketing. Rezultatele noastre sunt foarte bune, ne bucurăm că studenții noștri s-au pregătit pentru acest examen final și au pregătit lucrarea de licență, care este o lucrare cu aplicabilitate practică acolo unde ei lucrează. Noi i-am îndrumat ca această lucrare să fie una legată de locul de muncă, deci realmente ei să contribuie cu ceva, cu ceea ce știu, cu ceea ce pot, cu ceea ce au constatat la dezvoltarea locului de muncă, cu propuneri, cu recomandări, mă rog, în domeniile în care ei s-au pregătit. Cel din urmă, deci examenul... Cel din urmă a fost, da, a fost în premieră la Satu Mare. Da, sigur. Toate au fost în premieră. Deci organizarea examenului de licență în Satu Mare a fost o premieră. S-a organizat în foarte bune condiții și noi ne bucurăm că prin aceasta am arătat conducerii universității că suntem capabili să ne achităm de această datorie care se numește organizarea unui examen de licență. Nu este lucru simplu, nu foarte ușor, dar nici extrem de complicat. Dacă dorești și dacă știi să conduci într-un mod eficace și eficient resursele de pe care le ai la dispoziție, totul este posibil, fără îndoială. Au venit și profesori de la Arad la examen? Sigur că da. Cu profesorii din Arad s-a susținut examenul sau cu profesorii locali?
Comisiile au fost alcătuite în majoritate din profesorii locali, dar în fiecare comisie a fost un reprezentant al centrului, al departamentului corespunzător, pentru că așa este și normal. Noi ne-am bucurat foarte mult să aflăm, printre altele, că studenții noștri au din Satu Mare au un nivel ceva mai ridicat decât studenții din Arad. Este un motiv de mândrie. S-au făcut aprecieri și asta mă refer atât la notele la lucrarea scrisă, pentru că examenul de licență constă în două probe, proba scrisă, în care studenții au răspuns unui număr de 45 de întrebări și au obținut notă. Notele sunt de la 7 în sus, asta înseamnă că a fost 1 sau 2 note de 7, restul au fost în marja sau în intervalul 8 și 10. Iar lucrările de licență, lucrările practice, aici vă spun că au fost apreciate foarte bine de către colegii noștri din Arad, ca nivel de dificultate, ca nivel de prezentare și mod de abordare a studentului relativ la tema pe care a avut-o de pregătit. Și asta mă refer la modul în care a gândit-o, modul în care a dezvoltat-o, aplicabilitatea practică, pentru că, la urmă, vorbim și despre aceste lucruri, cât de aplicabilă este tema respectivă pentru domeniul în care studentul lucrează sau, mă rog, dacă s-a potrivit, nu în toate cazurile s-a potrivit ca studentul să vină cu o temă de la locul de muncă, dar a fost o temă care îl interesa. Spre exemplu, am avut un tânăr care a vorbit despre tehnicile de promovare din programele operaționale sectoriale finanțate de Uniunea Europeană. Nu lucra în domeniu, dar era extrem de interesat ca pentru locul în care lucrează, locul de muncă, să poată accesa asemenea programe și a abordat o temă care intra în sfera lui de interes. Dacă punem în balanță cunoștințele tinerilor care lucrează și care frecventează doar cursurile. Care este părerea dumneavoastră? Mie îmi place foarte mult, recunosc, să lucrez cu cei care și lucrează. Pentru că vin cu o altă perspectivă. Aceea omului care face ceva, în primul rând. Face ceva util pentru sine, pentru societate, sigur care îi aduce și un venit. Ei vin cu mult mai mult simț practic și în tot ceea ce le prezentăm noi, ei caută aplicabilitatea. Asta se potrivește, doamna profesoară, credeți că este valabil și în societatea sau în mediul local de afaceri? Mă întreabă de multe ori. Și eu îi spun părerea personală, da, se poate aplica, dar nu se aplică de multe ori, pentru că am întâlnit situații în care managerii, conducătorii de firme nu sunt foarte la curent cu ceea ce este nou în filozofia afacerilor, de exemplu. Da? Am constatat și cu ocazia prezentării lucrărilor de licență că foarte puține firme din Satu Mare au, de exemplu, un specialist în marketing. Este o constatare. Ori de marketing toată lumea are nevoie, hai să o spunem pe acea dreaptă. Dacă nu știi marketing, nu ai clienți, dacă n-ai clienți, n-ai afaceri. Deci, până la urmă, asta este logica economică. Și că, în general, managerii consideră că ei știu marketing. Ok, foarte bine, nu-ți permiți să angajezi un om în marketing, nu este nicio problemă. Dar tu, ca și manager, să ai o pregătire în acest domeniu. Sau am întâlnit firme care nu evaluează absolut deloc activitățile lor promoționale. Care este rezultatul? Care este eficacitatea? Dau bani pentru asta sau nu dau bani pentru asta? Câți bani aloc? Trebuie să fie o investiție eficientă și investiția în publicitate. Eu cred că foarte mulți manageri spun că de ce să mai dau bani pe chestia asta, că oricum nu cresc vânzările datorită publicității. Păi nu este adevărat, nu știi ce fel de publicitate să faci și tocmai această combinație între mijloace publicitare este de fapt șpilul, cum se spune, da? Deci trebuie să... Mie îmi place foarte mult, așa cum spuneam, studenții care și lucrează. Nu-i neglijăm și pe ceilalți, pentru că printre cei care nu lucrează sunt copii extrem de dotați, care vin cu o pregătire teoretică foarte bună din liceu și doresc să-și dezvolte bagajul teoretic. Da? Și cu ei lucrăm puțin altfel. Da? Ei au posibilitatea să-și însușească anumite
cunoștințe practice? Fără discuție. Deci, în program avem obligatoriu stagii de practică, un număr de 90 de ore pe care trebuie să-l presteze într-o unitate economică, într-o instituție, de obicei în cursul anului 2. Acum vorbesc la științe economice. Pentru învățământul primar și preșcolar, situația este alta. Obligatoriu trebuie să presteze ore practice în instituțiile educaționale, atât în anul 1, cât și în anul 2. Pentru cei care sunt la inginerie, în management și agroturism, acolo, de asemenea, practica se desfășoară puțin altfel, dar există și pentru aceștia, așa cum spuneam, posibilitatea de a vedea cum se desfășoară lucrurile în mod concret. Noi le cerem să vină cu o desfășurare a zilelor, ce a făcut aproximativ în fiecare zi, ce a observat, ce activități a observat că se întâmplă la acel loc de muncă unde face stagiul de practică, și să facă o lucrare relativ la ce se întâmplă în instituția respectivă prin prisma a ceea ce studiază. Dacă este un student la contabilitate, spre exemplu, trebuie să ne prezinte ce fel de situații contabile se realizează, cum se fac acelea, ce softuri se folosesc, care sunt principalele probleme. Aici ar trebui neapărat să vă spun că noi ne preocupăm foarte mult cu privire la modul în care studenții fac practică. Și vă dau două exemple în acest sens. În perioada 2012-2014 am derulat un proiect cu finanțare pe post-dru, deci din partea Fondului Social European, care privea exact acest lucru, stagii de practică pentru elevi și studenți. Noi ne-am ocupat nu numai de studenții noștri, dar și de elevii care credem noi că la un moment dat vor ajunge să ne fie studenți. Ce s-a întâmplat în acel proiect? Pe lângă faptul că am avut sesiuni de consiliere și orientare profesională pentru studenți. Am încercat să le explicăm încă o dată și să le identificăm principalele abilități și competențe de care au nevoie pentru profesia pe care deja și-o aleseseră, să fie atenți ce anume este nevoie pe piața muncii ca să performezi bine și să devii un profesionist, să ai succes, să câștigi mai bine și așa mai departe. Deci aceasta pe de o parte și pe de altă parte am încheiat niște acorduri de parteneriat cu principalii angajatori locali și i-am dirijat să facă practică la aceștia. Acesta este un aspect pe care am vrut să vi-l pun în evidență. Un altul este că am depus un alt proiect acum pe POCU, Programul Operațional Capital Uman, în același sens. Și studenții actuali să-i orientăm pentru o carieră și, de asemenea, elevii care credem noi care ajunge să ne fie la un moment dat studenți. În plus, ne-am gândit la partea de nu numai să monitorizăm și să gestionăm îndeaproape acest stagiu de practică pe care ei trebuie să-l facă în unitățile economice, să-i urmărim exact care sunt competențele, abilitățile care ei le dobândesc pe perioada acelor 90 de ore. Deci o evaluare mult mai atentă la final, să vedem exact ce au învățat. Așa. Și pe de altă parte ne-am gândit, atât pentru cei de la marketing, cât și cei de la contabilitate, să căutăm în firmele din satul mare care sunt principalele softuri, care sunt principalele programe informatice cu care se lucrează. Să încercăm să le obținem și noi și cu trainerii noștri să învățăm pe studenți să lucreze cu aceste programe. Pentru că atunci, în momentul în care vor ajunge să lucreze, să știe. Deci, cumva să-i sprijinim și prin dezvoltarea abilităților lor de lucru cu calculatorul. Sigur, toată lumea știe să lucreze pe calculator, navigăm pe internet, ne uităm pe Facebook, știm să facem un document în Word, unul în Excel, știm să căutăm cu toate motoarele de căutare posibile. Dar așa, când ajungem la un loc de muncă și se lucrează cu un anumit program, exact acela nu cunoaștem. Da. Și atunci, chiar dacă presupunem că nu va ști să lucreze cu programul respectiv, dar îi creez niște abilități, niște competențe, dacă deja el știe să lucreze cu un alt program, îi va fi foarte simplu să învețe unul nou. Deci, știți cum,
universitatea, studiile în general, astea te ajută să fii pregătit la orice, cum s-ar spune, da? În domeniul tău. Știu asta? Nu știu asta, dar sunt pregătit să învăț pentru că am o bază. Da? Și știți, baza aceasta este și una teoretică până la urmă, că nu putem, dar și una de abilități, da? De a ști să faci. Aceste proiecte sunt sustenabile și după termenul lor? Da, fără îndoială, pentru că noi, profesorii, cei care lucrăm, profesorii sunt experți în aceste proiecte, lucrăm cu studenții, de exemplu, facem consiliere și orientare profesională. Odată ce ai făcut cu 30 de studenți într-un alt proiect, când vine proiectul următor, te descurci mult mai bine. Și chiar noi am dezvoltat și în primul proiect niște instrumente. Instrumente, la ce mă refer? Niște chestionare. Da? Acum, toată lumea se pricepe la chestionare, dar nu este adevărat. Chestionare trebuie făcute într-un anumit sens, adică chiar să obții ceva, niște informații valoroase, care să le obții, să le folosești mai departe. Da? Și să fie utile pentru cine aplică chestionarul sau, mă rog, pentru scopul pentru care facem cercetarea respectivă. Deci am dezvoltat niște instrumente. Noi am scris atunci, am avut o publicație care se numea Cum să-ți faci un plan de carieră, da? Un instrument care se poate folosi cu oricare student, deci asta ține parte de sustenabilitate, student sau elev, noi cu acel instrument putem să mergem în licee, spre exemplu, da? Să-i ajutăm pe tine să-și clarifice. Ei, tinerii, își clarifică în general profesia pe care, sau cariera pe care doresc să o urmeze, sunt influențați de părinți, părintele spune ar trebui să faci asta, școala, liceele au sau nu au vreme să facă lucrul acesta, orele de dirigenție mai mult sau mai puțin, știu că sunt consilieri școlari de orientare profesională, da, mă rog, dar oricum, încă este o nevoie în acest domeniu să știi să dirigezi copilul spre ceea ce se pricepe să facă. Nu este permis să îi impui, fă-te medic pentru că vei câștiga bine. Sau pentru că și tata a fost. Nu, trebuie foarte, foarte multă atenție. Sigur, familia este importantă, dar școala, dacă școala nu poate, și vorbesc acum de nivelul pe universitar, de ce să nu mergem noi să facem aceste lucruri? Relațiile pe care ați reușit să le stabiliți prin aceste proiecte se reflectă apoi și în numărul studenților care reușesc să se angajeze? Da, fără îndoială. Și deci, acum sunt... Acesta este un aspect, într-adevăr, un aspect, pentru că în momentul în care tânărul face practică la o unitate economică și dacă este bun, instituția respectivă probabil va dori să-l coopteze ca și angajat permanent. Asta este un aspect. Pe de altă parte, noi avem foarte mulți studenți de la marile firme, deci angajați care ne sunt studenți, da? Și care, mă rog, dobândind o diplomă, pot să avanseze în carieră în instituția respectivă, în ierarhie, da? Deci trece de la persoană necalificată, să spunem, la, nu știu, poziția de referent, de economist șef și așa mai departe. Pentru că, da, deci oricum, și întâlnesc foarte multe persoane pe care le întreb, de ce vrei să faci o facultate? Păi, la serviciu știu sigur că dacă voi avea diplomă de absolvire, voi promova, voi trece pe o altă poziție, voi avea un salar mai mare, mă rog, voi avea o altă poziție profesională. Trebuie să recunoaștem cu ani în urmă, Universitatea Goldiș nu era apreciată de cei care n-au făcut facultate prin apropiere, cei care au studiat în centre universitare. La ora actuală, situația pare să se schimbe. În 20 de ani... Da, sunt 20 de ani de învățământ universitar la Satu Mare. Universitatea noastră s-a creat acum 20 de ani. Ce pot să spun cu foarte multă sinceritate și cu obiectivitate în același timp este că s-au dezvoltat niște proceduri de calitate. Deci acum să vorbim despre calitate, da? Că probabil lumea zice, a, nu, acasă nu știu ce se întâmplă, eu mă duc la Cluj că acolo se face învățământ de calitate. Dar universitatea noastră și-a dezvoltat niște proceduri de calitate, proceduri care sunt monitorizate permanent, se fac audituri periodice de calitate. Profesorii sunt de un nivel profesional
ridicat și verificat. Da? Este vorba de faptul că ai doctorat, este vorba de faptul că ai evoluat în ierarhie. Deci titlurile pe care le-ai obținut în timp conferențiar sau profesor sunt de pe urma îndeplinirii unor criterii foarte clare și aceste criterii nu sunt stabilite de universitate, sunt stabilite la nivel național. Da? Mergem mai departe, aceste acreditări pe care universitatea le-a dobândit, da? Nu sunt lucru puțin. Deci acreditarea asta înseamnă că îndeplinești niște standarde de calitate, acelea standarde care sunt valabile pentru oricare universitate din România, indiferent că este privată sau de stat. Da? Bun, mergem mai departe cu evaluarea externă. Deci universitatea noastră a fost evaluată extern de o agenție din Freiburg, Germania. Întâmplarea a făcut că pentru Satu Mare s-a evaluat un program de studii, contabilitate. Da? Și gradul de încredere pe care l-am este gradul de încredere ridicat. Deci am îndeplinit, gândiți-vă, standardul de calitate a unei agenții internaționale. Nu neapărat naționale. Sigur, și eu vorbesc doar de filiala Satu Mare. La nivel de universitate au fost evaluate și alte programe, de exemplu medicina, care este și ea ok, este tot grad de încredere ridicat. Deci sunt niște dovezi extrem de palpabile pentru care suntem la egalitate din punct de vedere al calității. Universitatea Goldisch sau Universitatea Babeș vorbesc despre calitate. Și toată lumea dorește, de fapt, acest lucru. Copilul meu să intre să studieze într-un învățământ de calitate. Deci, n-ar trebui să fie în acest moment o rezervă, o prudență, o reținere, o reticență, pentru că, da, la început nu eram cunoscuți. Toată lumea a fost la un moment dat la început. Dar în timp, deci 20 de ani, este o istorie, totuși. Aragif a acordat grad de încredere ridicat, da, universității, ceea ce nu toate universitățile de stat au reușit să obțină. Deci vă spun, vreau să vă povestesc foarte pe scurt aceste întâlniri în vizite de evaluare care le-am avut pe parcursul anilor la programele noastre de studii. Am fost evaluați de persoane, de profesori care lucrau în învățământul de stat. Și de multe ori ne-am zis, a, păi dumneavoastră aveți și asta, aveți și asta, noi nici n-am reușit să facem atâtea lucruri câte ați reușit dumneavoastră. Deci, sau, de exemplu, noi abia reușim să îndeplinim criteriul nu știu care, dumneavoastră reușiți cu brio și foarte simplu să faceți acest lucru. Deci, vedeți, până la urmă. Sigur, repet, a fost la început această rezervă față de universitățile private. Dar, din moment ce s-a dovedit clar că aceeași, este vorba de același standard de calitate după care se apreciază activitatea unei universități private și a unei universități de stat, atunci despre ce vorbim? Da. Vorbim despre faptul că și acasă se poate învăța. Sigur că da, și este o oportunitate de mai pomenită să fii acasă, să fii cu părinții, să nu cheltui atât de mult stând în chirie sau în cămin într-un centru universitar. Cheltuielile de cazare, de masă. Viața este mai scumpă într-un oraș universitar, hai să spunem și pe asta. Da. Și deci, ne vorbind de faptul că aici studentul eventual mai poate contribui și la întreținerea proprie. Da, și acum dacă vorbim, să zic, din punct de vedere al orașului, al comunității Satu Mare, al județului, trebuie să înțelegem că tinerii trebuie cumva motivați să rămână acasă, să contribuie, ei se duc, dacă se duc la Cluj, rămân acolo. Deci tot ce au învățat este un plus pentru județul Cluj, da? Nu este un plus pentru Satu Mare. Ori dacă ei învață aici, rămân aici tot ce au învățat, pun în aplicare și contribuie la dezvoltarea locală. Deci, și aici trebuie gândit, până la urmă, da? E o chestiune de strategie. Cum să facem ca acești tineri să nu mai plece? Oricum sunt, o mare parte din forța de muncă este plecată, migrează în străinătate. Oricum, da? Forța de muncă însemnând așa persoane de la 20 până la 60 de ani. Da? Sigur, nu vreau să spun că o persoană la 50 de ani face sau nu face facultate, nu despre asta este vorba. Problema este că cei care ar putea realmente să contribuie la dezvoltarea locală nu sunt aici. Sunt plecați
pentru că aici nu sunt oportunități. Acum noi vorbim de, de educație, vorbim de învățământ. Partea de asigurare a joburilor și de creare de locuri de muncă este un alt tip de politică, nu este politică educațională. Dar oricum, universitatea este un motor de dezvoltare locală. Deci oricum o iei. Pentru că noi pregătim oameni care vor lucra și vor contribui la dezvoltarea locală. Noi putem să venim cu niște soluții și noi dorim tot timpul acest contact cu mediul local de afaceri. Ce nevoi aveți? Doriți niște cursuri în domeniul X sau Y? Ne pregătim și venim. Da? V-au sugerat vreodată agenții economici nevoia unui profil sau altul? Ei, când ultimele discuții pe care le-am avut, au sugerat nivelul tehnic, domeniul tehnic. Deci este nevoie de ingineri. Acum recunosc că această nevoie de ingineri este la nivel național. Nu este specifică doar pentru Satu Mare. Ori noi nu avem specializări tehnice. Doar această specializare care se numește inginerie și management în alimentația publică și agroturism, care este semitehnică. Este o combinație între economie și tehnic. Deocamdată acestea au fost discuțiile, dar fără îndoială este nevoie de contabili foarte buni, de specialiști în marketing foarte buni și dezvoltarea rurală care lasă de dorit, nu numai în Satu Mare, și în alte județe. Dar acești absolvenți de inginerie în management și în alimentație publică și agroturism ar putea să contribuie puțin La partea de dezvoltare rurală. Și, repet, afaceri în domeniul rural se pot dezvolta. Trebuie să știi puțină contabilitate, un pic de management, marketing și, uite, poți să-ți faci o afacere în mediul rural. Da? Noi avem, spre exemplu, discipline, eu am plăcerea să predau vreo două discipline care au legătură cu finanțările comunitare. Cum scriem un proiect să accesăm? Și sunt atât de multe linii de finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, da, vorbim acum despre mediul rural, care se pot, de care putem beneficia. Și învățăm pe copii, pe tineri să scrie proiecte. Deci chiar eu le predau acest lucru. Culmea, predau, de exemplu, în subordinea universității se află și școala post-liceală. Acolo vreau să spun, și acolo avem o disciplină de management de proiecte. Da? Atât la specializarea asistenț medical de farmacie, cât și la asistenț medical generaliști, unde le explicăm cum se fac proiectele. Într-o perspectivă, să poată accesa. Vi s-a întâmplat vreodată să vină un student la dumneavoastră să vă ceară sfatul la un anumit proiect concret pentru finanțare? Da, da. De exemplu, foarte recent, în acest an, în primăvară, foarte mulți studenți au venit, erau studenți de anul 2, nu, anul 1, scuze, da? Anul 1, atât contabilitate cât și marketing, vroiau să acceseze această linie de finanțare care se încheie astăzi, deci termenul de depunere este astăzi, Startup Nation, planuri de afaceri pentru întreprinderi mici și mijlocii. Se primește o finanțare nerambursabilă de 200.000 de lei. Sunt avantajate investițiile în producție și IT. Deci acestea primesc punctaj mai mare. Dar nu înseamnă că tu, dacă vrei să faci, nu știu, orice altceva, servicii medicale, dau un exemplu, nu poți să fii finanțat. Numai că punctajul tău nu va fi atât de mare. Și chiar mi-au sugerat să discutăm cum se face un plan de afaceri. Dar oricum să știți, nu în anul întâi, dar în anii, așa în anul 3, învață să facă planuri de afaceri oricum. Și cei de la contabilitate și cei de la marketing. Am vorbit despre tradiția de 20 de ani a universității. În acești 20 de ani, anul trecut a fost unul mai trist. A fost un an foarte greu, extrem de greu. Noi nu ne-am așteptat la evenimentul care a avut loc. Chiar nu ne-am așteptat. A fost un șoc și cu toții ne-am revenit extrem de greu. L-am pierdut pe cel care a fondat această universitate și îl considerăm fondatorul învățământului universitar Satu Mare, regretatul domn profesor Gavril Ardelean.
Ne-am simțit așa ca o corabie, ca o corabie fără busolă. Multă vreme. Dar se pare că corabia se echilibrează. Corabia s-a echilibrat pentru că știți de ce? Avem mereu în fața ochilor și privim cu ochii minții, ne gândim, avem acest, în fața acest model și ne gândim tot timpul, dumnealui, cum ar fi făcut? Cum ar fi făcut? Așa ar fi făcut, bun, așa facem. Deci am fost atât de bine instruiți, dacă pot să spun așa, și am ne-a indus acest spirit de disciplină și de lucru bine făcut și de lucruri bine planificate, că lucrurile dacă nu se planifică bine nu ajung nicăieri. Da? Și dorința, pe mine m-a impresionat extrem de mult rezultatul. Deci, ai încercat? Nu. Nu mă interesează dacă ai încercat, ai obținut rezultat. Deci rezultatele sunt foarte importante. Și așa trebuie privite lucrurile. Dacă vrei rezultate, atunci produ rezultate. De ce stai? Ai încercat? Nu e important că ai încercat. Da, e un efort foarte bine, dar rezultatul este cel care se vede, care rămâne după tine. Și culmea a fost acest eveniment exact la începutul anului universitar, imediat după ce am deschis anul universitar. Da, ne-am revenit. Îi cinstim memoria în continuare și au fost am marcat acest lucru. Cred că atunci, în acel moment ne-am liniștit puțin. Pe data de 5 mai ar fi împlinit dumnealui 75 de ani și cu această ocazie l-am comemorat. Am lansat o carte pe care fiul dumnealui, Doru Ardelean, a lucrat intens să o termine. Să apară, să vadă lumina zilei, o carte, o capodoperă, Fauna și flora sălajului, la care au participat peste 80 de cercetători din întreaga lume. Am beneficiat de persoane, de ajutor unor persoane din Academia Română, din Academia Maghiară de Științe, din partea Muzeului de Științe Naturale din Budapesta. O adevărată capodoperă care a văzut lumina zilei și care a fost lansată la 5 mai 2017. Practic, acest volum a întregit o lucrare foarte complexă a dânsului, deoarece a studiat fauna și flora din toată zona. Da, da. Deci chiar asta spunea, manuscrisul era pregătit și exact asta spunea și dumnealui, că fauna și flora din nord-vestul României este foarte bine studiată, ca urmare și a eforturilor dumnealui. Și exact asta mai lipsea, fauna și flora sălajului, ca să se întregească întreaga imagine a ceea ce este fauna și flora din nord-vestul României. Da, așa este. Lucrarea științifică continuă în cadrul universității. Sigur. Lucrări științifice se nasc și în continuare. Vreau să vă fac așa un foarte scurt bilanț. În ultimii 10 ani, cadrele universitare au publicat peste 120 de cărți, peste 200 de articole, articole publicate în reviste de cotație internațională. Și pe lângă acestea sunt 20 de articole publicate în reviste cotate ICI Thompson. ICI Thompson înseamnă nivelul de cotație cel mai ridicat din punct de vedere științific. Deci dacă ajungi să publici într-o asemenea revistă, înseamnă că cercetarea respectivă este una de top, una deosebită și toți dorim și visăm să publicăm în reviste de tip ICI. Oricum, înaintarea în cariera profesională depinde de numărul de articole publicate în asemenea reviste. Acesta este un aspect ca și publicații științifice, însă sunt niște manifestări științifice pe care noi le-am încetățenit și pe care le facem anual. Una din ele mi este extrem de dragă pentru că exact domnul profesor Ardelean a lansat-o. Anul trecut am avut prima ediție. Era un eveniment local, să-i spunem, local, deci la nivel de satul Mare și Maramureș, și punea în evidență faptul că cercetarea științifică nu este una suspendată. Cercetarea științifică trebuie să aibă o aplicabilitate practică, adică tot ceea ce noi constatăm, noi
oricine, din orice domeniu, istoricul, economistul, biologul, educatorul, sociologul, toate acestea trebuie să se reflecte în practică. Și atunci, exact așa s-a numit, așa se numește acest simpozion, cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile locale. A fost prima ediție anul trecut, anul acesta în aprilie a fost ediția a doua, am invitat colegii noștri de la filiala Baia Mare, cei de la filiala Satu Mare și a fost un eveniment reușit și anul trecut și anul acesta. Mie mi-a plăcut extrem de mult anul acesta, spre exemplu, am vorbit foarte mult despre zona Oașului, deoarece noi, un grup de la filiala Satu Mare, avem un proiect de cercetare exact pe țara Oașului și am discutat destul de mult despre țara Oașului, ce probleme, resursele naturale, de fapt, care sunt acolo și care sunt foarte puțin folosite și în primul rând nu sunt valorificate, nu sunt procesate ca să creeze valoare economică. Deci avem resurse, dar nu le punem în valoare. Să rezulte un beneficiu economic din ele, dacă tot le avem. Sigur, ele trebuie bine gestionate, fără îndoială, dar sunt și nu sunt bine utilizate. Ce aici intervine acel marketing? Sigur, acel marketing, dar știți ce lipsește? Partea de organizare. Deci am constatat, printre altele, că oamenii, populația de acolo este extrem de neîncrezătoare. Nu au încredere unii în alții. Și asocierea lipsește. Ei nu vor să se asocieze unii cu alții. Nu sunt grupuri de producători. Nu sunt firme în care să colaboreze mai mulți. Pentru că unde sunt mai mulți, puterea crește. Eficiența și eficacitatea crește foarte mult. Deci când se asociază mai multe ferme, da? Sau mai mulți producători, ei nu doresc acest lucru, nu vor, ei doar separat. Da, separat nu pot să... Nu există acel efect de sinergie care se creează atunci când forțele se combină, nu există. Asta este o problemă. Ce am constatat de asemenea este faptul că nu există unități de procesare. Sunt carne, lapte, ouă, fructe. Sunt. Nu se procesează, nu se colectează în primul rând, da? Un centru de colectare a fructelor. Și după aceea undeva, nu știu dacă în zona respectivă, hai să nu fie în zonă, dar să fie în județul Satu Mare un centru de procesare, să facem gemuri, un centru de procesare a produselor de carne. Nici cel puțin depozite nu prea. Lapte. Deci, și asta este deci, dacă nu le procesăm, cum să le valorificăm? Sau există un excedent de furaje, există o bază furajeră. Bun, foarte bine. Atunci ce putem să facem? Păi ar trebui să creștem animale, da? Ferme zootehnice. Nu facem nici din asta. Păi dacă nu facem, se duc toate de rupă. La noi asta încă este un mare dezavantaj și probabil tinerii care învață la dumneavoastră reușesc să-și însușească ceva din această mentalitate care să depășească pe cea încetățenită. Da, deci noi încurajăm să-și facă afaceri, să facă mai mult decât au făcut părinții lor și noi ne bucurăm. Să știți că sunt mulți care revin, deci au fost plecați, am în anul întâi câteva doamne și domnișoare, culmea, mă rog, așa s-a potrivit, nu sunt domni, care au stat multă vreme în străinătate, multă vreme, nu știu, cam 5-6 ani și au zis că nu mai vreau, eu vreau să vin în România, să fac aici, să-mi deschid o afacere, să obțin o diplomă universitară, pentru că plecaseră imediat după bacalaureat. Asta este îmbucurător. Da, s-au dus și au luat bacalaureatul și au plecat, dar se întorc. Se întorc și să studieze mai mult. Și eu le-am întrebat, bun, și de ce vrei să studiezi? Păi zice, dar dacă îmi deschid o afacere, nu am nevoie să știu management sau contabilitate sau marketing? Oați, cum să nu? Te rog frumos. La ora actuală aveți și bursieri care studiază în străinătate. Da. Avem două studente. Una de la contabilitate, cealaltă de la marketing, care studiază în străinătate, una la Universitatea din Debrecen, cealaltă la Universitatea din Budapesta.
Sigur, ca să pleci, este vorba de bursa Erasmus, ca să pleci într-o bursă Erasmus trebuie să ai niște note bune, peste 8-50, să stăpânești limba engleză. Adevărul este că una dintre ele studiază în maghiară, deci stăpânește foarte bine limba maghiară, astfel încât să vorbească și să susțină examenele, cealaltă în limba engleză. Amândouă au terminat cu note foarte bune la cele două universități și ne mândrim. Partea pentru ele, partea bună este că dobândesc o experiență internațională, deci acolo nu vorbesc doar cu tineri din Ungaria, ci din toată lumea. Pentru că sunt incluse niște echipe internaționale de studenți. Și vă spun, este o experiență care nu se uită și care este extrem de valoroasă. Face bine la CV, pe de altă parte, la angajare, da, ai fost undeva, ai văzut ce și cum. Le sădește și dorința de a studia mai mult. Foarte, în general, am văzut, toți cei care au fost într-o bursă Erasmus s-au dus, au studiat și la masterat. Deci nu s-au oprit la nivelul de licență. Au studiat și mai departe. Cum se întâmplă acest studiu? Deci ei obțin o bursă pentru un semestru, pentru un an, pentru doi? Maxim un an, da. Acest cum, an cum se întâmplă? Se consideră, deci, ca și studiu universitar la studiul lor de licență? Sigur, sigur. Deci datorită sistemului acesta de credite transferabile, fiecare examen luat, indiferent în lume, la ce universitate, dar să fie o universitate care a semnat cartea Erasmus, da? Numărul de credite pe care le-a obținut studenta absolvind nu știu câte examene, 3 sau 4 examene, noi cerem minim 3 să absolvem străinătate, acele credite se recunosc la studiile din România. Noi ce facem? Echivalăm disciplinele. Spre exemplu, ea face, nu știu, marketing electronic acolo. Eu îi predau marketing, fără îndoială că cele două discipline se pot echivala și atunci nota pe care a obținut-o apare la noi, deci apare că examenul a fost absolvit și a dobândit acele credite. Acum, ce se întâmplă? Având în vedere că universitatea noastră are parteneriate cu mai multe universități din Europa, noi facem public universitățile acestea, studenților noștri și le spunem, aveți posibilitatea să studiați două semestre la aceste universități. Vă rog să vă depuneți aplicațiile, există un termen, sigur, cum spuneam, sunt niște condiții. Deci nota să obții, să, în primul semestru al anului universitar, să fie de 8-50. Care este solicitarea în rândurile celor care au această medie? Problema, deci solicitarea este destul de mare, se împiedică puțin, culmea, cei care vor să plece sunt cei care lucrează. Și eu nu pot să plec să lipsesc 4 luni de la serviciu, îmi pierd jobul. Deci asta este o piedică, da, de exemplu. Dar solicitările sunt destul de mari, sunt destul de mari. Mă rog, până la urmă fiecare își, cum să zic, evaluează posibilitățile. Nu este, absolut totul se plătește. Deci bursa acoperă cheltuielile de cazare și masă și cred că mai rămâne puțin. Deci chiar este rentabil, să spunem, să participi la un asemenea program. În acest caz, cursurile se plătesc? Nu. Deci bursa acoperă și cheltuielile de curs. Sigur, deci nu trebuie să plătească. Adică nu trebuie să plătească, da, sigur, fără îndoială. Deci ea nu trebuie să plătească la universitatea la care se duce taxa de școlarizare. Nu. Taxa de școlarizare, în acest caz, scade aici la Satu Mare. Pe perioada respectivă trebuie să-și achite taxa de școlarizare? Da, în România. Deci nu, acolo nu, dar în România pe perioada respectivă plătește. Da. Deci, nu se schimbă nimic. Da. Cum ar veni. În schimb, beneficiază studenții de numeroase facilități despre care vom mai discuta. Sigur. Dar acum să vorbim un pic despre examen, despre admitere. Prima sesiune a trecut. Prima sesiune este încă examenul de înscriere sau sesiunea de înscriere, încă durează până la sfârșitul lunii iulie. Deci până în 29 iulie este prima sesiune. Prima sesiune. Da. Următoarea sesiune începe pe 1 septembrie până în 26 septembrie.
Care este oferta universității în acest an? În acest caz, practic, față de anul trecut, este aceeași ofertă. Avem pentru Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, sunt trei specializări. Prima este contabilitate, a doua este marketing. Acestea sunt studii de licență de 3 ani. Asta înseamnă 3 ani, 180 de credite, așa spunem noi, deci 60 de credite pe un an. Și avem o specializare care durează 4 ani, se numește Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism. La cealaltă facultate, și anume Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, avem două specializări. Una se numește Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, asta înseamnă învățători și educatori, 3 ani, și de asemenea Relații Internaționale și Studii Europene, studii de licență 3 ani. Mai trebuie spus că pentru cei care nu și-au luat bacalaureatul, funcționează în cadrul Fundației Universitare Goldiș Satu Mare, Școala Post-Liceală Satu Mare, care oferă specializări de asistenți medicali, generaliști și farmacie cu durata de 3 ani. Partea bună este că aici nu este nevoie de diploma de BAC. Și acest profil este acreditat? Sigur, sigur, sigur că da. Da. Deci nu este învățământ universitar, este învățământ preuniversitar, școală post-liceală, acreditată, care funcționează legal. Da. În decursul anilor, oferta la un moment dat era cu mult mai bogată. De ce s-au redus facultățile? Am observat o scădere a cererii în domeniu. De exemplu, așa cum spuneam și la conferința de presă, am avut specializarea ecologiei și protecția mediului. Noi am crezut că va fi extraordinar și că o să fie foarte mult doritor, dar pe măsură ce au trecut anii, cererea a fost tot mai mică. Sau educație fizică și sport. O altă dezamăgire, pentru că avem liceu în Satu Mare, tot așa, n-a mai fost cerere, a trebuit să renunțăm, sau limbi moderne, limba și literatura română și limbi moderne, n-am mai avut solicitări. Culmea, solicitările au venit, sau cererea a venit din partea aceasta a învățământului preșcolar, primar și preșcolar, și de aceea există și, mă rog, este acreditată această specializare. La început lumea era foarte sceptică vis-a-vis de științele europene. La ora actuală, solicitarea este una dintre cele mai mari. Noi ne bucurăm foarte mult. E un domeniu care mie personal îmi place extrem de mult. Tot ce înseamnă, tot ce ține de Uniunea Europeană, Relații Internaționale și Studii Europene. Să știți că personal, sigur, ori îți găsești un loc de muncă în domeniu, dar deschiderea pe care se oferă tot ce se studiază aici este nemaipomenită. Mi se pare un element sau un conținut de cultură generală, să știi cum funcționează instituțiile europene, de ce este așa, care este contextul mondial și să înțelegi contextul mondial în care trăim în acest moment. Mi se par lucruri extrem de interesante pentru orice persoană cu studii superioare. La universitățile private studiază foarte mulți care ori doresc, ori n-au făcut o facultate la momentul potrivit, n-au avut posibilitatea, ori doresc să-și mai completeze studiile cu încă un profil, doresc să se reprofileze. Da, dar aș vrea să spun că numărul persoanelor din această categorie este în scădere. A fost de mult a fost așa, în anii 2004, 2010, 2012, cam așa. Deci o perioadă de aproape 80 ani în care, într-adevăr, erau foarte multe persoane care ori vreau să completeze, ori erau așa la 40 de ani, 40-50 de ani și doreau, am nevoie la serviciu ca să nu mă dea afară, ceva de genul acesta. Dar s-a terminat, să știți. În general avem persoane care au terminat liceul acum și s-au, deci imediat după aceea s-au înscris, sau cu un an, doi înainte.
Și mulți sunt cei care lucrează, da, este adevărat, mulți sunt cei care lucrează, dar sunt relativ tineri, să știți. Persoanele în vârstă nu mai doresc să studieze, nu se mai înscriu. Nu avem cerere în acest sens, să știți că nu. Nu prea. Eu mă uit așa la studenții mei, 1, 2, 3, dacă sunt într-un an, persoane la peste 45. Și i-am întrebat într-adevăr și mi-a zis așa, domnule, știți, dacă am studii, speră să o să-mi crească salariul cu 1000 de lei. Super! Foarte bine! Într-o vreme erau chiar și pensionari studenți la dumneavoastră. Da, este posibil. Se pare că la ora actuală această dorință de a învăța s-a cam epuizat. Nu știu, eu aș la spune, cei mai în vârstă. Eu aș spune altceva. Aș spune că și o constatare personală, să știți, piața muncii nu-i vrea pe cei care au o anumită vârstă. Asta este problema. Îți pui CV-ul la orice companie și chiar dacă spui, domnule, eu am experiență în domeniu, sunt foarte... Am experiență bine pregătit, notabilă, da. Am 20 de ani de experiență, dar am 55 de ani. Se uită la vârstă. Și, deci eu asta nu înțeleg. Ai nevoie de un profesionist sau nu ai nevoie de un profesionist? Pentru că o persoană care acum termină facultatea, nici cum nu egalează unul care are 20 de ani în domeniu. Mă refer de pildă la ingineri. Da? Nu se compară. Și totuși firmele au o reticență extraordinară de a angaja. Deci eu cred că persoanele nu-și găsesc loc pe piața muncii și de aceea consideră că nu mai trebuie să studieze. Deci ce să mai cheltui timp și bani să fac un masterat, spre exemplu? Da? Pentru că, da, se face și lucrul acesta. Am studii superioare, dar vreau să fac un masterat, de exemplu, sunt inginer și vreau să fac un masterat în marketing. Pentru că, nu știu, firma mea sau o să lucrez pentru o firmă. Dar din moment ce peste 50 de ani nu te angajează nimeni, de ce să mai faci chestia asta? Masterat, ce puteți oferi la ora actuală doritorilor? Masteratele se organizează în Arad. Adică studiile de masterat sunt în Arad. Există masterat în domeniul audit și expertiză contabilă, management, marketing și managementul firmei, administrarea afacerilor în turism și tehnologii web, care sunt masterate la Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie. Dar cursurile, examenele se desfășoară în Arad. Sunt cursuri la învățământ la distanță sau la zi? Sunt la zi, toate sunt la zi. Adică deci la nu zi, poate să facă Sătmăreanu acasă. Învățământ cu frecvență, așa, acesta este termenul, învățământ cu frecvență. Acum, iarăși vine, toată lumea întreabă, de ce nu este și la frecvență? Păi nu este, aceasta este oferta. Noi înțelegem foarte multe lucruri, în special, toți când se înscriu întreabă, bun, eu lucrez, cum o să vin în fiecare zi la școală? Noi suntem destul de flexibili, încercam orele să le punem mai după masă. Bine, nu poți să le pui de la 6 pe toate. Dar de la 12-2 încolo se pun orele. De asemenea, asta este un aspect. Totdeauna seminarele se pun puțin mai târziu, pentru că predarea este altfel. Este o discuție, se fac exerciții, se fac aplicații, deci studentul este bine să fie prezent. Deci nu poți să-i faci nimic, nu poți să zic, domnule, dacă n-ai venit, deși... Mă rog, este posibil o asemenea atitudine să spun n-ai fost la niciun seminar, nu te primești la examen. Există posibilitatea, însă noi ținem cont de activitatea studentului pe parcursul semestrului. Ori activitatea aceasta o vezi la seminar. Da? Bun, omul nu poate să vină, nu poate să vină nici de la 6, da? Pentru că lucrează în ture și poate să vină o dată sau de două ori într-un semestru. Bun, ok, a venit o dată sau de două ori, dar există un program de recuperări. Da? Care se practică la toate universitățile. Vin care recuperare, de obicei este la sfârșit de săptămână. Da, vin în recuperare și hai să facem împreună problemele, aplicațiile. Deci, asta vreau să sugerez că există flexibilitate din partea cadrelor didactice pentru situațiile
excepționale, particulare ale studenților, fără îndoială. Cei care au luat bacalaureatul se pot înscrie încă până în 29 iulie. Da. Cei care dau bacalaureatul în a doua sesiune. Cei care dau bacalaureatul în a doua sesiune o să vină de la 1 septembrie. Da. Îi așteptăm de la 1 septembrie. Porțile sunt deschise. Există un centru de înscrieri pe strada Mihai Viteazul 26. Se poate suna la telefon. Este cel mai bine să vină personal, să întrebe. Mă rog, poate sunt mult mai multe lucruri de explicat. De exemplu, ce o să știu să fac dacă termin nu știu ce specializare? Care, sau ce discipline? Foarte mulți întreabă și ne bucurăm că întreabă acest lucru. Ce voi studia? Care sunt discipline care le studiez? Învăț, nu știu ce, procesare sau învăț să fac să țin contabilitate. Da? Și aș fi vrut să discutăm încă despre facilități, dar timpul emisiunii s-a terminat, din păcate, dar în presă. În presă scrie, totuși în câteva secunde vreau să vă spun, facilitatea extraordinară dintre toate este aceasta 1 plus 1, da? Ca și când 1 plus 1 gratis. 1 plus 1 gratis, deci te înscrii la o specializare și cealaltă este gratis. Asta este, știu eu, noutatea acestui an și este bine să știe toată lumea. Iar restul doritorii le vor găsi în paginile cotidianului nostru Informația Zilei. Exact. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați prezentat oferta dumneavoastră, care într-adevăr poate fi de mare folos sătmărenilor, pe elevii care au absolvit bacalaureatul, îi îndrumăm, îi recomandăm să se înscrie în învățământul superior, pentru că este foarte important, iar cei care consideră că doresc să rămână acasă, să rămână, pot învăța și aici. Sigur. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumesc. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. La revedere!